Vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră în zonele joase și cu 100 de kilometri la oră la munte. Potrivit ANM, sâmbătă, între orele 10 și 23, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 55-65 de km pe oră și temporar 70 până la 85 de km pe oră, trecător cu aspect de vijelie în Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în zona costiera Dobrogei, iar spre seară și la începutul nopții de sâmbătă spre duminică și în jumătate a Moldovei. În zona montană înaltă, vântul va sufla tare cu rafale ce vor depăși 80-100 de km pe oră. Intensificarea ale vântului se vor semna la local și temporar și în restul teritoriului, unde se vor atinge viteze în general de 45-55 de km pe oră. În nordul, nord-estul și centrul teritoriului, precum și în zonele de munte, mai ales după amiaza și seara, local se vor semna la averse, însoțite și de descărcări electrice.